De fiecare dată când vine omul ăsta la TV, întotdeauna are dispoziție pozitivă, întotdeauna are melodii noi sau videoclipuri noi, muncește și iar muncește, pentru că omul prin muncă e slăvit. Mă gândesc eu acum dacă pot să-i fac vreo rimă, dar nu pot să-i fac. Foaie verde, vin și mă duc, la noi a ajuns Igor Cuciuc! Ia vezi! La frunzuliță de mohor, bine v-am găsit cu un popor. Frunzulița de cicoare, am venit la o zi de sărbătoare, pentru că am o lansare foarte tare, sârba moldovenilor, pentru toți cei care țin la tradiții, țin la jocul popular și la cântecul vocal. Ei. Cei care țin, să-i ghine. Așa, unde a răgușit Igor Cuciuc, urmează să aflăm. Hai, mai niște șampanie. Iar așa șampanie, da, păi... să nu o văd. Da, 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 văd. Da, de ce? Ah, tot din cauza ei. Din cauza șampanie. Ei, nu, că noi pe asta am încălzit-o, măi. Hai să ciocnim pentru videoclip. Pentru videoclip. Să meargă și să se adune vizualizările, milioanele. Ei, da, milioanele de vizualizări. Da, am răcit de la șampanie, am făcut 14 februarie alături de scumpa mea soție, peșteșorul meu de aur. Și am ținut niște șampanie cu gheață. Și atât îmi trebuie mie. Eu de obicei, mi se părea cam călduț așa, și că, măi, te rog, aveți niște gheață. Este, și mi-a dus gheață și uite că a răgușit puțin. Vorba aia, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Da, dar să fii sănătoasă, numai așa nu m-am ciocnit. Pentru că nu vreau să servesc, sunt la volan. Bravo, un exemplu. Cum tu trebuie să fii un exemplu. Păstrați viteza, așa. Reduceți viteza în zonele cu indicatoare și fiți precauți, calm și cu răbdare. E, dar oricum te mai oprește poliția. Mă oprește, cum să mă oprească? Cum reacționează polițiștii când îl văd pe Igor Cuciuc la volan? Precis, ai vreo zicală și pentru ei? Ai vreo poezie pentru polițiști? Nu, le zic să trăiască polițiștii și artiștii. Sigur că le zic... scuzați, uite, mă grăbesc la un spectacol, la Drochea, și bai, mă grăbesc foarte tare. Și ei, domnul Cuciuc, vă ascultăm, chiar acum ascultăm muzica dumneavoastră în mașină, ne place foarte mult, dar la volan nu vă grăbiți. Viața are prioritate. Da, viața are prioritate. Deci e un lucru foarte bun și noi îndemnăm toți conducătorii auto să fii precauți. Să asculte muzica, să asculte mai bine cuvintele. Mai încet și ușor, ascultați cuvintele. Igor Cuciuc. Igor Cuciuc nu a fost la Drochea, dar a fost la Soroca. La Soroca. Pentru a-și filma un nou videoclip. Un nou videoclip, da. Deci e vorba de sârba moldovenilor, o sârbă instrumentală pe care o cântă și orchestrele noastre naționale, și Lăutare, și Advahov, și Ștefăneț. Toți o cântă și prin petreceri și în spectacole mari. E o sârbă de la nord, de la Iedineț, pe care am hotărât eu să-i dau o altă viață, o viață vocală. Dar să-i dai voce. Până mâna avea voce. Să-i dau voce, da. Și am pus un vers frumos pe ea, Când despre țara mea. Și uite că, de fapt, e legendara sârbă, care prinde, prinde la petreceri. Și aprinde la... picioarele, aprinde tărpile. Da, prinde. E o sârbă autentică, foarte frumoasă, care am filmat-o la Soroca, vreau să postez mai mult, da. Unde am avut 100 de participanți. Deci orchestra domnului Gheorghe Duminică, orchestra de muzică populară, fanfara colegiului Nicolae Bodgros, colegiul de artă Nicolae Bodgros, 800 de persoane, fanfara, coreografia, catedra coreografie, catedra teatru și vocală, toate catedrele au participat. Deci am avut 100 de figuranți. De figuranți, da. Și pe lângă colegiu nu au ajuns acești oameni. Am mai invitat de la Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu. Deci am fost atâta lume. Le-am adus, cred că, vreo 200 de plăcinte. I-am servit pe cei mai mari, care muzicanți, am servit și un 50 de grame de țuică de la socrul meu. Cei mai mici, doar cu apă plată. Dacă tu ai avut 200, hai, nu chiar toți o consumat. Am avut vreo 5 litri de țuică. Dar normal, pentru că nu am făcut acolo abuz. Ziua mea de naștere. Am făcut niște filmări pentru bună dispoziție. Știi, toată lumea, pentru bună dispoziție, să mai ceri un 50 de grame. Ca stricăm videoclipul. Da, nu e videoclip de pus pe internet, dar de uitat așa printre degete la dânsă. Da. Și ca invitat special la videoclip l-am avut pe Anatolie Ciobanu, un rapsod al trombonului, bine cunoscut în lumea muzicală. Îi mulțumesc că a fost prezent alături de mine și cel mai important, îi zic, uite, nenitole, hai să ne urcăm sus acolo, în vârful cetății, să filmăm ceva acolo. Ne-am ridicat noi sus și băiatul a spus, hai, uite, mai am de filmat jos, de luat cu macaraua, de mai luat ceva jos și acum și facem sus. Am văzut că s-au apucat el de filmat jos, deci în incinta cetății, hai să ne coborâm. Ne roagă încă o dată Oleg Butnaru, care a filmat. Hai să încă o dată să ne urcăm sus.
domnul Anatol, și că nu, eu mai mult nu mă mai ridic. Trebuie să filmați atunci. Deci cazuri de astea haioase. Mă, dar ai închiriat cetatea? Da, am închiriat cetatea, deci... Băi, a nostru are bani și să închirieze cetăți, Castele, Igor Cuciuc. Da, 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 deci tot colegiul de artă, Nicolae Bodros, a participat la filmarea noului videoclip, Sârba Moldovenie. Ai plătit închirierea? Închirierea, nu, deci am avut eu altă înțelegere cu ei. Aha, o să mergi să le cânti la hram. La hram, bineînțeles. Pe 28? La ziua cetății. August. Sau la ziua cetății. Sau de ziua cetății. Da, mai multe sărbători acum. Ei, oricum, până la urmă și imaginile video sunt un fel de carte de vizită pentru țara noastră. Și pentru Soroca, cred că am făcut un lucru foarte frumos, pentru că am, încă o dată am filmat și am arătat în clipul meu, care cred că o să-l vadă cel puțin 1 milion de oameni pe parcurs, și o să vadă țara noastră, deci locul nostru simbolic, Soroca, cetatea Sorocii Nistru, cel bătrân, și oamenii frumoși din Soroca care țin la cultură și fac cultură, colegiul Nicolae Bodros. Da, apropo, în curând aici pe canapeaua noastră, zilele următoare, o să ajungă și un student la colegiu, pentru că e așa de insistent. Adică, dacă vreți să ajungeți la emisiunea noastră, scrieți-ne pe pagina de Facebook și ușor, ușor, în ani, o să ajungeți, de ce nu, să-l întreceți pe Igor Cuciuc. Toată că el se ține bine. El se ține bine pe poziții, lansezi foarte des. Concurența este foarte sănătoasă. Da. Dacă este. Dacă nu e concurență, te las pe tânjală. Uh-huh. Dar așa, am să fac și eu o piesă frumoasă, un videoclip frumos. Deci, cum este acest videoclip, Sârba Moldovenilor, filmat coleg Butnaru, o echipă foarte bună, coreograf... Da, într-o singură zi! Vitalie Ciobanu, da, vreau să-i mulțumesc pe această cale, Vitalie Ciobanu, coreograful care a condus tot motorul ăsta de dansatori. Să strigi domnului, la 100 de oameni. Domnului Emil Guțu, da, chiar striga, el a luat microfonul. Haideți încolo încoace, de nimeni ascultă. Deci ascult încă microfonul, să arăte cum trebuie. Zic, atențiune. Eu mă gândeam cu alt cuvânt care îți face treabă cu bif. Dar dacă a fost atențiune, da, e bine. Da, de grabă salariu, zâmbiți. De grabă salariu, suntem fericiți. Zin, ești mulțumit? Da, foarte mulțumit. De câte ori te-ai uitat singur el tu la videoclip? Deci m-am uitat de vreo 10 ori. Așa. Ei, dar milioanele se vor face atât cât fiecare dintre voi, cei de acasă sau cei de peste tot din lume, o să dați play, replay și fraților, share. Intrați pe pagina mea de YouTube, Igor Cuciuc. Are și o să vedeți canalul meu de YouTube, da, pagina mea de Facebook, și o să vedeți ce lucrare frumoasă s-a primit, o lucrare care ne reprezintă pe noi, patrimoniul nostru cultural și frumusețea noastră a poporului nostru, dansul, cântecul, locurile și natura noastră. Ei, natură, femeile frumoase, măi, și vin bun. Frumoasă. Ai uitat ce... Femeia frumoasă și vinul bun, o să fac alt cântec. Da, apropo, tu despre asta n-ai cântat. Deocamdată. Ai, ai. Despre vin am cântat. De vin, da, și de ducă, tot ai cântat. Dragilor, până intrați pe pagina lui de Facebook sau pe canalul său de YouTube, acolo unde, apropo, cel puțin pe Facebook, el face live peste live, puteți aflați fiecare mișcare din viața lui sau a familiei. Noi, în aceste momente, vă îndemnăm pe toți cei care stați, fie acum cu telefoanele în mâini, fie la televizor, să vizionăm noua producție video a la Igor Cuciuc. Legendara Sârba Moldovenilor, la vorbe bune cu Lilu. Haideți, fraților, să privim!
s-o jucăm cu foc, da zi așa, da tot așa. La tot omul bun să-i cânte inima, da hai la joc, nu stați pe loc. Hai la sârba moldovenilor, s-o jucăm cu foc, da zi așa, da tot așa. La tot omul bun să-i cânte inima. Jucăm cu foc, da zi așa, da tot așa. La tot omul nu se cânte inima, da hai la joc, nu stați pe loc. Hai la sârba moldovenilor, s-o jucăm cu foc, da zi așa, da tot așa. La tot omul nu se cânte inima, da.